Club de Beve Sebastiano e Montean, l'OPS è municipio di Sibiu, și sunt membru activ al Asociației Economofile Județene Sibiu Traianicescu de aproape 20 de ani, timp în care am avut implicații cu totul deosebite, fiind vreme de aproape 12 ani președintele acestei asociații, timp în care am cunoscut și la nivel de asociație și la nivel personal rezultate cu totul deosebite, fiind începând din 1994, campion național, la demifond, viteză, vicecampion național, câștigător de locuri întâi la zboruri naționale, de viteză, de fond și de maraton, culminând anul 2003, când am fost as pescător și pe un an și pe doi la nivel de campionat național. De când pasiunea asta pentru porumbei, domnul Muntean? Pasiunea este încă din tinerețe, dar mai serios după anii 92, când în urma unei vizite pe care am făcut-o în Ungaria, la marele crescător Horvat Janos, acolo am cunoscut adevăratele taine ale comportamentului și a relațiilor cu porumbei, prin acest mentor și profesor care mi-a fost de mare folos de atunci și până chiar în zilele actuale, la care apelez și pe care îl vizitez cel puțin o dată pe an, împrospătându-i și cunoștințele și în același timp și porumbei pe care îi achiziționez de la acest mare crescător și nu numai. Pe lângă faptul că am făcut vizită domnului Horvat, am început după 94-95 la Olimpiada de la Utrecht să fac vizite în Austria, în Germania, în Olanda, în Belgia, unor crescători renumiți, de unde am și achiziționat porumbei, porumbei cu care am avut rezultate cu totul deosebite. Porumbei de bază, Thomas Peters, Raymond Hermes, Maurice Delbar, ulterior Van der Wegen, Gebroeder Kuipers, iar acum, de câteva luni de zile, achiziționăm porumbei de la crescătorii mari, Kip și Fii, Lothar Resmeister, Emser, Anto și Lucy Van der Wegen și mulți alți crescători, de la care am câte unul sau doi porumbei de mare valoare. Sunteți un crescător de bază al Transilvaniei și Ardealului, din cunoștințele noastre. Da. Ce categorii de zbor preferați, domnul Muntean? Prefer categoriile de zbor de la 100 la 1000 și de kilometri, adică particip la toate etapele și la toate categoriile de zbor. Dar de la o vreme este puțin cam greu, anii trec, îmbătrânim, puterile ne lasă și căutăm să ne rezumăm la mai puține etape, dar totuși ținem trena cu tinerii care vin din spate și care ne impulsionează și împreună cu care să facem rezultate foarte bune și la nivel județean și de ce nu și la nivel național. Anul 2009, din punct de vedere columbofil, a fost un an reușit pentru dumneavoastră? Da, a fost un an reușit. Se poate verifica în centralizatoarele și programul de clasamente pe care îl avem. Sunt mulțumit și sper la mai mult, la mai bine și rezultate și la nivel județean și la nivel național. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru amabilitate și vă doresc în continuare mult succes în sportul columbofil românesc. Mulțumesc, la fel și eu vă doresc sănătate și numai bine. Cu stimă. Thank you.